Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte special astăzi, pentru că acest video o să rămână în amintirea noastră. Și mai exact, cea mai importantă amintire cu Cookie, care este fix acolo. Este somnic. Ce faci tu, tate frumosule? Vrem pe toți? Hai sus, frumosul vieții mele, haideți, mă piticule frumosule. Ia uitați-l, barbaro săneală. Ei bine, astăzi o să fie un episod foarte special, pentru că după cum ați văzut și în titlu, o să vedeți reacția lui Teddy în momentul în care vede prima oară pe copilașul lui, adică pe Cookie. Și mulți dintre voi scriați în comentarii în episodul anterior: dar Teddy nu era băiat? Ba da, e băiat. Dar l-am combinat așa, mai exact iubita lui Teddy a făcut copilaș. Și uitați-l, tati, țineți-l mai dulce băiat din lume. Ei bine, o să vă las direct cadrul respectiv în care am intrat pe ușă cu Cookie în brațe și Teddy sărea pe mine, sau mai bine zis pe Cookie. Așa că, fără alte discuții, fiți atenți la reacția lui Teddy când îl întâlnește pentru prima oară pe Cookie. Vizionare plăcută! Hai în cameră! Gata, Teddy! Lasă jos? Da, 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 da. Uite, linge. Gata. Gata. Uite, copilul tău. După cum ați văzut, au fost încântați. De exemplu, Alma cu 6 nici măcar nu-l bagă în seamă și Teddy este cel mai fericit, pentru că în momentul în care o să crească, vreo 2-3 luni, Cookie o să se poate juca cu el. Momentan încă se joacă, dar ne este nouă frică să nu-l agați de urechi sau ceva de genul, că mai are niște chestii. Dar acum, după 2-3 zile, deja s-a obișnuit. Apropo, am și o surpriză pentru voi. Un nou canal de YouTube este în descriere. Oricum o să vă mai zic câte ceva la finalul acestui video, așa că rămâneți până la final. Dar până atunci vreau să vă mai las câteva cadre cu Teddy și Cookie și Alma și 6, să vedeți ce nebunie este în momentul acesta cu 4 cățeluși în casă. Ai de capă și de zilele mele. Ok, vizionare plăcută în continuare și sper că vă distrați, pentru că eu râd de fiecare dată că mă uit la aceste video și mi-aduc aminte. Mamă, mor. Așa că apăsați butonul de like și activați clonțopiricelul, că YouTube-ul ne face probleme și nu mai trimite notificări. Vă iubesc. Vizionare plăcută în continuare. Te uiți la Cookie, tati? Ți, mama! Ți, vitul meu! Da. Nu visează, nu doarme, vezi? Nu se doarme. Ia, profi camera mea, tati, de la mine, lasă acolo de ce o faci. Îi se aude și respirația lui Teddy. E tot o limbuță pe ureche. El pup, tati. Zi-mă, el pup. Da, mă pupsi pe mine? Mă pupsi pe mine puțin? El vrea joc acum cu el. Vrea să-l trezi, tati, nu-l trezi. Păi da, a fost obosit, a fost spălat. A fost plimbat. Teddy, nu-l trezi, tati.
nu-i voie să-l trezesc, da? Trebuie să doarmă. Trebuie să doarmă. Uite, și că nu. Lasă-l să doarmă. Hai, da. Ia uitați-l pe Barosean aici, a? Așa că vreau să vă zic niște chestii despre el. Seamănă foarte bine cu Teddy când era mic. Este exact la fel de energic. La fel, agață tot ce prinde, dar încercăm să-l învățăm să nu agațe. Și mai face așa, pipi prin pat, ați văzut un cadru acolo. Dar oricum, seamănă leit cu Teddy. Ei bine, noi o să încercăm să-l învățăm să fie cât mai cuminte, cât mai jucăuși. Ia uitați-l pe buluțucul meu aici. Bravo. Și acum probabil o să fie și unele comentarii în care zic, dar nu mai îl bagi în seamă pe Teddy, nu mai bagi în seamă pe Alma sau pe Șazi, ba da. La toți patru le oferim exact aceeași atenție, aceeași iubire. Suntem cu toții 24 din 24 de ore atenți la fiecare. Să le oferim în mod egal aceeași iubire. Pentru că iubim pe toți patru. Ia uitați, mă trage de picior. Băi, frumoșule. Și încă un anunț foarte important. V-am lăsat linkul în descriere de la noul canal care se numește Familia Ham. Pentru toți cei iubitori de animăluțe, de cățeluși, orice, pisicuțe și așa mai departe, ei bine, acolo o să postăm diferite daily vloguri cu Familia Ham. O să vedeți daily vlog-uri, o să ducem la veterinar, cum și ce le facem și tot așa. Așa că duceți-vă în linkul de descriere, abonați-vă și acolo că o să fim activi și acolo în curând cu daily vlog-uri. O să ne ducem, o să călătorim cu ei. O să vedeți cum o să călătorim toți patru în mașină. Aoleu, cu toți patru. Nu e așa, tati? Ești gata? Ești gata? Ah, mor! Așa că noi vă mulțumim tare mult, sper că vă place. Acest video a fost o amintire pentru noi, să nu o uităm niciodată, pentru că nouă ne place, mai ales când le revedem de fiecare dată, când un video înseamnă ceva foarte mult și special pentru noi. Așa că noi vă mulțumim tare mult, apăsați butonul de like, abonați-vă și activați neapărat clopoțelul și abonați-vă și la canalul din descriere. Noi vă mulțumim tare mult și vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire! Hai, salutare! Băi, ai dat cu nasul, băi.